După o relație care a durat mai bine de un an, Adriana Bahmuțianu și George Restivan anunțau, la mijlocul verii, că s-au despărțit. Ulterior, el s-a întors în America, acolo unde are mai multe afaceri imobiliare. Ruptura dintre ei s-ar fi produs pe fondul neînțelegerilor între frații Vitreci, fiind pomenit atunci și numele Marei Bănică, acuzată de afacerist că a încercat să le distrugă fericirea. Planul Adrianei Bahmuțianu era să se căsătorească cu George Restivan și să se mute cu cei doi băieți în America, după sărbătorile de iarnă. Maximus, fiul cel mare al acesteia, ar fi trebuit să plece din vară, însă s-a lovit de refuzul lui Silviu Prigoană. Eduard, fratele său mai mic, ar mai fi rămas la tatăl său o perioadă, timp în care jurnalista căuta soluții pentru a-l aduce lângă ea. Potrivit acesteia, minorii ar fi fost complici în acest demers, ambii exprimându-și dorința de a se muta peste ocean. Noi toți aveam în plan să plecăm în America de sărbători, asta când trăia Prigoană. Încercam să găsim o cale legală astfel încât să nu ne poată face dosar penal pentru răpire internațională. Astea erau preocupările noastre. Copiii doreau amândoi să meargă acolo. N-am spus nimănui lucrurile astea. Maximus era dărâmat. A avut o cădere nervoasă luna august, când trebuia să plece în SUA și n-a mai plecat. Îi plătise tatălui prima rată la școală. Ne-am străduit 6 luni ca să facem toate formalitățile ca acest copil să plece să studieze în America. Din păcate, la finalul lunii august, când trebuia să plece cu logodnicul meu George, Silviu Prigoană s-a răzgândit. Am anunțat GASEPEC-ul, am anunțat Ministerul Familiei, am făcut toate demersurile posibile ca cineva să mă poată ajuta. Nu m-a ajutat nimeni. Nu l-am mai lăsat dintr-o ambiție, nu cumva să rămână cu mine și cu George, de fapt, amândoi. Eduard s-a întors la tatăl lui acasă șantajat, că dacă nu se va întoarce nu îi va mai plăti școala și a zis că se duce, stă o lună sau două, iar dacă îi plătește tot anul se întoarce înapoi. Ăsta era planul secret. Planul nostru secret era ca într-o formă sau alta, după ce vorbim cu avocații, intenționam să bag o ordonanță ca să mut domiciliul copiilor la mine. Le-am zis, vedeți că mergem la tribunal, cerem mutarea domiciliului la mine, eu mă mărit și mergem în America și voi veniți cu mine. Urma după Crăciun sau anul nou să mă mărit în state. Să facem acte, ca să putem rămâne. Ăsta era planul secret. Pe George îl torpi la Prigoană, jurnaliștii, și el nu știa ce să răspundă. Nu e obișnuit cu presa și atunci am preferat să ținem sub tăcere relația noastră. Nu găsisem varianta legală. Urma să mai vorbim și cu alți avocați când venea Maximus. Vinerea sau joia fugea mai repede de la școală ca să poată veni la mine și să vorbim cu avocații din SUA, care să ne învețe ce să facem în așa fel încât să nu intrăm la răpire internațională de copii. Nu știu dacă a aflat sau nu Silviu Prigoană. Cert e că s-a întâmplat ce s-a întâmplat și nu am mai continuat cu acest plan. George ar fi trebuit să plece cu Maximus. Dar n-a mai vrut Silviu Prigoană. Am încercat să ne căsătorim și să găsim o variantă legală să putem pleca. George a vorbit și cu Prigoană în perioada asta, încercând să-l convingă să-i respecte dorința lui Maximus, să facem într-un fel să nu ne mai certăm și să ajungem la tribunale, să stăm de vorbă ca părinții. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.